Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Support Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare băbăiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre bannerul secret din săptămâna a 8-a. Prima dată vă duceți aici la challenges, la misiune aici și vă duceți la week 8. Aici puteți observa că momentan scrie că se deblochează peste 18 ore, pentru că încă n-au apărut, o să apară mâine de după masă. Dar prima dată completați tot week 8-ul, adică să fie complet, adică să apară aici complet, să nu mai fie nimic. Iar după ce ați completat toată săptămâna, adică week 8-ul, vă duceți la locker, iar aici la locker nu primiți notificare sau ceva de genul, adică nu vă apare pe ecran că ați primit un loading screen. Deci va trebui să intrați aici la locker și va trebui să căutați un loading screen pe care scrie hashtag 8. Loading screen-ul cu hashtag 8 este loading screen-ul pe care o să-l primiți după ce terminați toate misiunile. Iar acel loading screen este acesta din acest screenshot. Puteți observa că este skin-ul de Ice King. Putem observa cum skin-ul acesta controlează fortuna și acum acoperi toată harta de zăpadă, iar bannerul secret de săptămâna aceasta poate fi observat în colțul din stânga din acest turn. Bannerul secret nu se află în acest turn, ci este vorba despre ceva tot secret. Pe acest desen în formă de banner care se află în colțul acestui turn, putem observa că scrie A8, B8, A9 și B9, ceea ce înseamnă că la aceste coordonate se va afla acest banner secret. Deci hai să intrăm în joc și să vă arăt unde se află această locație mai exact. Deci pentru a ajunge la această locație va trebui să ne folosim de acele coordonate care se află în colțul acelui turn, iar coordonatele sunt A și B, care vine 8, 8 și 9, 9, adică A8, B8, A9 și B9, iar dacă ne uităm sunt aceste patru căsuțe de aici, iar dacă ne uităm în mijloc de tot, o să fie bannerul undeva pe aici, adică fix în mijloc. Este vorba mai exact despre centrul acestor patru coordonate. Aici am pus checkpoint-ul, îl puteți observa și pe hartă, centrul la cele patru coordonate, iar precum puteți observa, aici este această urmă, adică este o urmă unde nu se află atât de multă zăpadă, precum se află și aici, iar această urmă este exact aici în centru, unde am pus checkpoint-ul, este exact aici. Și exact aici deasupra o să apară și Battlestar-ul secret. Iar după ce ați colectat acest banner secret, bineînțeles nu pe playground, va trebui să vă omorâți, iar ca să faceți acest lucru puteți sări de aici sau pur și simplu construiți ceva în sus și vă aruncați. Dacă o să apăsați pe Live Match, nu o să vi se pună misiunea și va trebui să veniți din nou, ceea ce înseamnă că trebuie să vă omorâți și să apăsați pe Return to Lobby. Iar după ce ați apăsat pe Return to Lobby, adică după ce ați colectat acest banner secret, vă duceți aici la locker, iar aici în stânga de tot jos puteți observa că aici sunt bannerele. Iar dacă vă duceți la Battle Royale, bineînțeles după ce ați luat bannerul acela, aici jos o să vă apară acel banner. De fiecare dată după ce colectați un banner secret, o să vă apară bannerul aici și bineînțeles îl puteți folosi pentru profilul vostru. Dar dacă uiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!